Așa vorbește, domnul poporule. Te-ai apropiat de mine și ai zis că ți-e slabă în credință. Valurile și furtunile se vor ridica și în următorii 3 ani ele și împara mea gubie se vizit gaido ebriot menaie. Poporul meu va fi încercat în greu. Poporul meu în vremea aceasta primește putere de la mine. Aleluia! Elise Melagopia! Aleluia! Apropii-te! Că te voi hrăni cu pâine din cerul. Aleluia! Puterile întunericului se va ridica în următorii 3 ani împotriva poporului meu și mulți din pricina valurilor și a furtunilor se vor lepăda de credință, zice Dumnezeu. Mai bine, Doamne! Ezi și împart o stime la gău, e zidul mă limenez! Iar al 4-lea an, zice cel preanalt, el și împara mea gobies pe-a locurea pământul va arde! Iar pe-a locurea pământul se va clătina și munții vor fugi la vale! Ele se împara mea gobies, el vizetul plaito din pricina nenorocirilor care va cuprinde întreg pământul. Și în vremea aceasta, unii din popor sunt slabi și am hotărât să-i îmbrac cu putere. Pretutindeni și până la marginile pământului. Pe cei slabi îi voi pecetui cu puterea Duhului meu. Amin. Și atunci când nu va mai putea răbda și sucări, îi voi chema acasă. Dar o parte, el se împara mea gobie și el vizetă braidă. Este el se împar dostime la gau, pregătit în vremea aceasta să înfrunte valurile, să înfrunte necazurile, căci îi pregătesc pentru zilele grele și îi voi face o mărturie pentru cei din jur, ca să vadă că ce încă mai am robi și robe care duc poverile mele. Ele se împara mea la gobiet, el vizetă plaito, embriot menaiet. Atunci voi întreba păstorii, pe cine ați păstorit? Atunci voi întreba pe cei din fruntea poporului, de pe întreg pământul, unde sunt melușeii, unde soițele, unde glasul străjerilor care v-ați ridicat împotriva lor. El se împara mea gobies, în ziua aceea mulți vor dori un cuvânt din zvorul apelor vii și nu se va da, căci întunericul va arunca frica și groază. Și când puterea întunericului va crede că va birui. O, și mena gubie, s-i zid plaido ebriot menaie, vor vedea pe Domnul lor. Vor vedea ele și împara mena gubie, oștirea mea cerească. Pregătește-te, poporule, nu vei putea înainta. Nu vei putea sta în picioare! Nu vei putea înfrunta greutățile! Nu vei putea hrăni el și împara mea la gobies pe cei din jurul tău până la sfârșit! Căci el și împara mea la gobies se vizet braido întunericul care vine! Nu va putea birui numai cu mine! Amin, amin. Și numărul va fi așa de puțin! Căci puterile cerului se va clătina, Elise Menagobies, și poporul meu trebuie să rămână cu picioarele pe stâncă, să-l pot întări, să-i pot veni în ajutor, să-l pot da biruință și să-i pot el și împara Menagobies, el zice Zed Braido, să-i mângâi în zilele acelea cortul. Pentru căci vai, 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 mulți, mulți se vor duce
Și în vremea aceasta vă chem la unitate sfântă. Amin. Vă chem la o trăire curată. Amin. Ca să pot să vă vin în ajutor. Amin. Și să vă măresc credința. Amin. Amin.